Bună dimineața, dragilor, sunt la hotel, călătoresc și astăzi vă arăt rutina mea. M-am trezit, am făcut duș, după care citesc și apoi mă pregătesc de cardio. Artocomplex pentru articulații și Men's Essential, minerale și vitamine. Ăsta e pack-ul subțirel cu care călătoresc, pentru că e comprimat totul în două tuburi și nu trebuie să măcar cu toate suplimentele de acasă. Aminoacizi esențiali. Asta am în shake-ul din timpul antrenamentului. Am ajuns și la sală. E mică, tare, dar ne facem treaba cu sala asta mică. Băcăm 40 de minute de bicicletă, 20 de minute de mers în pantă acolo și apoi o să fac și 10 serii spate și piept la scribit. Primele sete o să le fac greutăți mai mici, 120-30 greutări. Primul și maximul de resetare, sunt nevoie de să mă încălzesc mai mult. După care, în următoare de seturi, până la 10, să cresc treptat greutate. Până ajung la ultimul set, ultimele seturi, să am 80 greutări, maxim de greutate. Mai greutățile mici pot să ții în izometrie o secundă la final, aici. Să strângi cu oamenii spate. Și o să combin cu 10 serii de fluturări. Sau combinat fluturări cu pinți la piept, tot scripte. Am dat opțiunea de fluturări aici, ca și cum îmbrățișa pe cineva. Dacă vrei să tângi greutate mai mare, poți să faci mai multe pinți. Și simți o mișcare din pinți. Ambele sunt ok. Ambele lucrează foarte bine pieptul. Aș începe mai degrabă cu fluturările. Să încălzesc bine pieptul. După care aș continua cu greutăți mai mari în pinți. Și alternez o serie de piept, o serie de spate. Tips and tricks înainte de micul dejun. Facem cardio, ne hidratăm foarte bine și mergem acolo cu 10, maxim 15 minute înainte de ora de închidere. În felul acesta avem două avantaje. Unul la mână. Nu avem ocazia să mâncăm mai mult decât vrem, adică ne-am luat exact pe farfurii ce avem de luat, după care ei au strâns bufetul și nu ai opțiunea să mai mănânci. Nu ai opțiunea să mai cazi pradă tentațiilor, să fii victima poftelor. Ăsta e lucrul cel mai bun. Și al doilea lucru bun este că, în general, ești singur la final. Riscul pe care ți-l asumi este că e posibil la unele hoteluri să nu mai găsești toate mâncărurile, dar, în general, ce mâncăm noi sau ce mănânc eu, ce vreau să mănânc, sunt mâncărurile care se găsesc mereu. Când ajung la micul dejun, o să vedeți că stau departe de tot ce înseamnă croasante, batoane, prăjituri, cereale, chiar și de cereale alea care sunt colorate și cu zahăr și mai departe. Dacă e să mergi pe varianta cereale, mergi doar pe ceva simplu, ovăz sau buși de porumb simpli, atât de îndulciți. Să fac omlete, cer omletă fără ulei. Sau, și mai bine, vii și o fiertă direct, trebuie să aibă cumva o fiertă. După care, o să vă arăt farfuria mea. Ce aleg eu ca să aleg sănătos la un bufet de genul ăsta, care să obținem, da? Avem două variante. Fiecare o să-și aleagă din cele două variante ce îi place lui mea. Sunt două variante sănătoase. Astea sunt alegerile mele. Astea sunt nealegerile mele, ca să zic așa. Uite, pune acolo frumos, ia să vedem cum face.
În primul rând, asta e omleta uriașă din 5 ouă, așa cum am comandat. Aici am pus o lingură de unde arahide. Aici am luat puțină brânză, așa doar de tasting mai mult, și o felie de mezer și ceva frunze. Asta ar fi o variantă care înseamnă proteină și grăsimi. Și atunci, asta e ce trebuie să mâncăm. Asta e ca să, cât de cât, să ne simțim bine cumva că am gustat din mai multe. Dar dacă ești expert în control, mănânci doar asta cu ceva legume lângă și e suficient. La varianta asta poți să vii și cu niște extra albușuri, cum am aici. Varianta 2 ar fi fructe, da, vedeți, plus ovăz. Dacă aveți și proteina cu voi, e super să iasă ovăz protein. Că nu ovăz cu scorțișoară, frumos. Și la ceva timp, după fructele astea, ar fi bine să puteți face o pauză între ele. Aveți fasole, aveți albușuri, doar albușuri aici, un mini croissant cu ceva acolo, 2-3 banane prăjite doar de tasting. Asta e o specialitate de-a lor, nu știu ce e, așa, doar cât să zbuși, să nu zici că ești foarte strict, dar de preferat ar fi să nu le ai pe astea, astea le-a scoate, da? Aș avea doar albușurile, fasolea și înainte de asta fructele și ovăzul, nu invers, da? Deci prima dată asta. Recomandarea mea ar fi să mergeți pe proteină și grăsimi dimineața, e mult mai sănătos și mult mai de folos pentru a construi mușchi, masă musculară. Însă, asta cred că e mai delicioasă și mai ușor de mâncat pentru mulți. Sunt două variante, sănătoase de mic dejun, alegeri sănătoase la un bufet improvizat, așa cum am avut eu.